Bună ziua, bine ați venit și ne bucurăm foarte mult că în mijlocul nostru se află în alți oaspeți a Bisericii Ortodoxe din România și de peste hotare. Eu cuvinte puține am de spus și m-am simțit emoționat de cuvintele și de felicitări spuse de domniile lor. Asta e rezultatul muncii dumneavoastră a covăsânțenilor, legătura dintre administrație, dintre primărie și biserică, și vom continua așa înainte, fiindcă numai așa putem uniți, putem să facem lucruri mari. Vreau să prezint că în rândul nostru de se află și domnul europarlamentar Iosif Matula, domnul senator Igaș și domnul președinte al Consiliului Județean Iosif Nicolae, pe care îl rog să spună câteva cuvinte. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule primar, în al preasfinția voastră, preacucernici părinți, domnilor parlamentari, dragi români de pretutindeni, astăzi este o bucurie pentru mine să particip la această manifestare, pentru care în primul rând trebuie să îl felicităm pe părintele parou și pe domnul primar pentru ceea ce au făcut ca această întâlnire să poată să aibă loc. Trebuie să spun că astăzi a fost o zi plină pentru noi și nu întâmplător astăzi am ajuns la Covăsânț împreună cu înalt preasfințitul, cu domnul primar, cu colegii parlamentari de la altă manifestare, de pe Valea Mureșului, de la Petriș, unde s-a sfințit bustul lui Sabin Drăgoi. Și am poposit acum la Covăsânț să sărbătorim împreună cu toți cei care sunt aici o întâlnire, într-o întâlnire în care românii să-și dea mâna. Și trebuie să spunem că dincolo de hotare nu putem să existăm ca români fără trei lucruri: fără cultură, fără tradiție și credință în Dumnezeu. Și iată că astăzi toți la un loc facem ca acestea să existe, și chiar dacă timpul nu este unul din cel mai prielnic pentru astfel de manifestări, iată că și dumneavoastră v-ați găsit timpul necesar și ați avut deschiderea să participați alături de noi la această manifestare. Dumnezeu să ne ajute și la multe ediții de aici încolo, iar din punct de vedere al Consiliului Județean, putem să spunem și să transmiteți Patriarhiei Române că va avea sprijinul această manifestare de aici încolo în fiecare an. Doamne ajută! Acum preasfințirile voastre și în alți oaspeți, aș vrea să primiți salutul celor care au venit de peste hotare. Bună ziua! Frați români, eu mi-s Boban Trailović, am venit din Serbia, de la zona Valea Timocului și de la Homolje. Dar și la noi în Serbia tot se vorbește limba română și am venit cu mâi doi care o să participăm asta spectacolul. Și mi-s mult bucuros că ne-ați chemat și, cum se zice la noi, la noastră, de mult mareați, dar nu știu cum se spune la voi aici. Vă mulțumesc pe toți și pentru cine ați chemat. Bună seara! Suntem reprezentanții românilor din Basarabia, Republica Moldova, se mai zice. Ne bucurăm că suntem aici, alături de voi, această sărbătoare frumoasă a culturii române și vă urez o vizionare plăcută și să vă bucurați de cultura noastră. Bună ziua! Noi suntem un grup din Bulgaria, ne aflăm pe Malul Dunării, lângă Calafat, Vidin, țara Cutova se numește, și ne bucurăm foarte mult că suntem aici cu voi. Îi prezint eu, românii din Ungaria. Bine ați venit!
și vom începe în curând. Mă bucur că părintele Mihai Blaj m-a ales pe mine în această zi frumoasă de sărbătoare să fiu gazda dumneavoastră. Mă bucur că avem atâția oaspeți, atâția români de pretutindeni și după cum dumneavoastră ați citit bine acolo, astăzi este prima ediție a Festivalului de Tradiții și Cântece Patriotice ale românilor de pretutindeni. Mă bucur că ați ajuns într-un număr destul de frumos, deși ne-a speriat puțin ploaia. Să știți că am foarte, foarte mari emoții, pentru că niciodată nu am mai participat la așa un festival. Haideți să-i primim cu aplauze, pentru că așa sunteți dumneavoastră la Covăsâns, un public cald și primitor, așa cum vă știu de câțiva ani încoace.